Trăim într-o perioadă în care nu mai există granițe și dacă îți dorești cu adevărat să ajungi într-un colț din această lume și să-ți pui pe picioare acolo o afacere, este posibil. Tot ce trebuie să faci este să ai dorință și să acționezi la un moment dat. În Republica Moldova, în aceste momente, este ora 8:38. Dacă este să ne teleportăm în Islanda, acolo este ora 5:38 și probabil este mult mai frig decât îmi este mie aici în platoul de la Bună Dimineața. Alături de noi în această dimineață este o tânără care a visat, a luat decizia de a merge în Islanda și de a-și pune pe roate o afacere. A reușit să facă acest lucru, a atras turiștii și localnicii și în aceste momente o să ne servească și pe noi, desigur, virtual, cu o ciocolată fermintă, pentru că o veți vedea în câteva secunde în imagine, alături de noi, Marcela Slobodaniuc. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Bună dimineața! Mă bucur foarte mult că ești alături de noi, că ești bine și vreau să te întreb inițial, cum e să te trezești la ora 5 în Islanda și cât de frig este? Nu este atât de frig, deja sunt obișnuită cu frigul cumva. E neobișnuit să mă trezesc așa de dimineață, dar uite că am făcut un efort ca să vin să văd, de fapt, ca telespectatorii voștri să mă vadă pe mine și să povestesc despre ceea ce fac. Islanda pare o țară atât de departe și puțin accesibilă în momentul în care stai să te gândești acum de la mii de kilometri distanță. Pentru cei care își doresc să ajungă în Islanda, inițial pare doar un vis și au tot foarte multe întrebări, gen cum să ajung acolo, ce să fac acolo. Tot ce am auzit noi este că Islanda ar fi o țară foarte scumpă, în care persoanele ce vin din alte țări nu sunt primite cu brațele deschise, sau cel puțin nu ar fi ei cei mai primitori. Este adevărat ceea ce știm noi? Poate din punct de vedere financiar este un pic neprimitoare, pentru că într-adevăr e cam scump să călătorești aici, nu toți își permit, dar Islanda de fapt este o țară foarte primitoare, este o țară care trebuie măcar o dată în viață să o vizitezi, extrem de frumoasă, sunt foarte multe locuri care sunt total diferite, deci mergi câteva kilometri și vezi locuri și mai frumoase, și mai interesante. Deci, da, se merită neapărat și este primitoare. Bine, până a consumat acea ciocolată fierbinte, vreau să te întreb de ce ai ales Islanda? De ce ai ales să mergi acolo? Pentru că marea majoritate... De asta și-am ales-o. Da, spune-te, rog, continuă. Pentru că este o țară, mi se pare... Mai aventuristă cumva, e o țară mai cu, trebuie să fii mai activ fizic, e cu multe noutăți, chiar dacă sunt aici de 5 ani, mereu învăț ceva nou, mereu sunt locuri care le vizitez și sunt diferite totale decât celelalte locuri pe care le-am vizitat adineori, de exemplu, deci de asta și sunt aici, e foarte aventurist. Bine, dar inițial a fost ideea de a merge în Islanda și de a lansa acolo o afacere sau după ce ai călătorit în Islanda te-ai îndrăgostit de acea țară și ai zis că nu mai pleci de acolo? Nu m-am gândit niciodată că o să rămân în genere în Islanda. Am vrut doar să vin să călătoresc, să învăț un pic despre cultura lor, că e un pic mai departe de Republica Moldova și de ce, cu ce suntem noi obișnuiți. Dar nu m-am gândit nici măcar pentru o clipă că o să pun cumva o afacere pe roate, chiar e pe roate, chiar este o mașină și de asta și nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Bine, pentru cei de acasă, ca să cunoască și ei unde te afli tu în aceste momente și de ce vedem acolo în spate și cafeaua și cappuccino scris, desigur toată lumea probabil și-a dat seama că la un moment dat, dacă ajungeți în Islanda, aveți posibilitatea să consumați o cafea alături de Marcela. Tu ai procurat o rulotă și ai pus o afacere direct pe roate, după cum ai menționat și tu și după cum am menționat și eu la început de interviu. Dar vreau să te întreb cât de complicat este să lansezi o afacere în Islanda și dacă ulterior, după lansarea afacerii, este destul de ușor să o ții în practică în continuare. Nu e ușor, dar nici nu e posibil. Deci, dacă îți dorești foarte mult, reușești, cred că, practic, oriunde în lume. La fel e și în Islanda, a trebuit să învăț foarte multe și acum învăț. Foarte mult contează locația ca să-ți poți să-ți menții afacerea, ca să-ți revină un venit. Dar nu regret absolut deloc.
E o lecție extraordinară și sunt foarte fericită de ceea ce fac la moment. Am învățat foarte multe și sunt încă în proces de a învăța. Bine, dar ai... nu pot să zic că este greu. Ai libertatea de mișcare să mergi cu rulota unde îți dorești tu pentru a vinde produsele sau ai o locație fixă? La moment am o locație fixă, merg și la festivale. Trebuie neapărat mereu să contactez organizatorii de festivale ca să-ți permită să fii acolo. De exemplu, orice locație, dacă vreau să fiu pe o perioadă mai îndelugată sau mai scurtă de timp, trebuie să contactez cumva proprietarul, de exemplu, pământului ăla unde vreau să, sau parcării ăla unde vreau să parchez mașina. La moment sunt în zona Cercul de Aur. E o zonă, cea mai populară zonă din Islanda ca să o vizitez. Și iarăși locația foarte mult contează. Ca să-ți pui o afacere pe roate trebuie ori în Republica Moldova, ori în Islanda. Trebuie foarte mult învățat, trebuie să fii strict singur cu tine să mergi. Chiar și atunci când este greu, totuși să te ridici din pat și să mergi să faci ceea ce ți-ai propus, să nu renunți. Asta cel mai mult contează, să nu renunți. Da, ai avut dubii? Da, clar, am avut momente în care vroiam să pur și simplu să renunț, să o vând, să nu știu, să plec, să multe gânduri am avut, clar. Dar am depășit toate astea, totul este la trecut deja. Acum totul este bine stabilit și astăzi sunt aici, fericită. Da, apropo, nu știu dacă ai făcut deja o analiză și o statistică ce consumă cel mai mult islandezii și turiștii ce ajung acolo. În Republica Moldova am văzut la un moment dat o statistică în care în materie de băuturi pe bază de cofeină, cappuccino era cel mai popular. În Islanda ce e? În Islanda americano. El este cel mai popular. Americano, da, americano e cel mai popular. Da, apropo, te văd îmbrăcată destul de... Te văd îmbrăcată destul de gros, de-aia și te-am întrebat dacă este frig de dimineață în Islanda. Cu toții obișnuiți că este o țară mult mai nordică, acolo unde temperaturile sunt mult mai scăzute în comparație cu Republica Moldova. Te-ai obișnuit cu aceste temperaturi scăzute? Da, m-am obișnuit, clar. E și dimineață tare. E 3 ore diferență de asta și e un pic mai răcoare, dar pe parcursul zilei nu sunt îmbrăcat chiar atât cu multe pulovere pe mine, dar e dimineață tare și ca să mă simt mai comod să vorbesc cu voi, să nu mă vedeți aici stând încordată, încât să-mi iau ceva deasupra. Da, apropo, știu eu din informații confidențiale că te-ai obișnuit foarte greu cu aceste haine groase, hainele de lână. Da, da, pentru că niciodată nu îmi păreau comode. Dar mereu mergând prin munți aici sau am făcut și cursul de ghid pe ghețari, ești nevoit cumva să accepti hainele de lână și după aia și să le iubești chiar. Apropo de... Și practic garderoba mea s-a schimbat foarte mult. Acum am doar haine de lână. Dacă ai să faci referire la activitatea ta în întreg anul, pentru că acum a fost sezonul estival în care sunt foarte mulți turiști care vin în Islanda, iarna, la fel, ești în rulotă, vin la fel de mulți turiști sau iarna ai alte activități? Iarna sunt la fel mulți turiști. Aceasta este prima perioadă de când am deschis rulota. Rulota a ajuns în Islanda pentru că am importat-o în Islanda în mai anul acesta. După aia, până când am pus afacerea, deja tot am stabilit ca să încep să lucrez. A durat ceva timp, deci e proaspătă. Așa că acum suntem în proces de a ne gândi cum facem, cum ne extindem perioada de lucru, poate și pe perioada de iarnă. La moment vreau să iau o pauză, vreau să revin în Moldova pentru o vacanță, vedem cât timp o să stau. Vii cu rulota? Și să mă mai gândesc la o poftim. Vii cu rulota? Neapărat, tata, cred că la anul o să vin deja cu rulota. În încercarea de a călători prin Europa, de ce nu? Cu rulota.
Da, apropo de... Aș fi călătorit, doar că... Spune, te rog. Este o rulotă care... E clar că e o mașină vintage, e veche, chiar dacă și este renovată, motorul merge bine, dar oricum are doar 3 viteze și nu e atât de fain să conduci prea, prea mult timp. Nu e o, nu știu, o mașină auto, automată. Da, apropo, pentru publicul de acasă, pentru cei care te cunosc deja din materialele media ce au apărut în ultima perioadă, toată lumea te-a văzut pe tine în această rulotă, fiind și afacerea ta, desigur. Dar te implici singură sau mai sunt și alte persoane ce se implică în această afacere? Mă implic singură. 100% munca ta de dimineață până noaptea. Și din punct de vedere logistic? 100% munca mea. Da, 100% munca mea. Bine. Clar că am prieteni care mă susțin foarte mult, dar da, deci eu lucrez aici, eu stabilesc festivalele dacă e nevoie, deci da, tot eu singură, la moment, vedem poate la anul, trebuie să implici și altcineva. Da, apropo, da, ți-ai făcut un plan de viitor în 5-10 ani unde te vezi, dacă tot în Islanda, dacă această afacere va fi mai dezvoltată sau poate vor fi mai multe rulote, poate ceva static, făcând referire aici desigur la o încăpere, un local poate în aer liber? Nu-mi plac planurile astea de 5 ani. De asta și-am râs când am auzit că dacă... Știu că de multe ori mulți sunt întrebați unde te vezi peste 5 ani, unde te vezi peste 10 ani. Nu prea îmi fac eu așa planuri de mari. Maximum mă gândesc la un an, poate doi. Îmi place să fiu spontană, îmi place să-mi schimb planurile, apropo, foarte, foarte des. Îmi place pur și simplu să trăiesc liber. Vreau azi fac asta, vreau mâine fac altceva, să fiu liberă. Asta îmi place cel mai mult. Îmi place foarte mult să călătoresc, nu-mi place să fiu legată cumva de niște planuri prea, prea nebune. Cumva chiar și rulota asta, la un moment mă gândeam, zic, domne, prea mult mă leagă, pentru că am atâtea de făcut, am atâtea de explorat, dar totuși stau așa, parcă legată de chestia asta, că trebuie să o termin până la, să o duc la capăt. Dar, iarăși, am mai zis că sunt fericită că am dus-o la capăt, sunt fericită că sunt aici, totuși îmi oferă o libertate oarecare, mai ales că este acum totul stabilit. E mai fain să fii singur cu tine, cumva, cu clienții care sunt foarte drăguți și îți faci prieteni în fiecare zi, dar încă nu am planuri de 5 sau 10 ani. Clar că îmi văd afacerea bine stabilită. Poate văd și o mică cafenea. Nu știu dacă vreau să mai aduc alte rulote în Islanda. Dacă aș face, cred că aș păstra-o pe aceasta și aș face o cafenea, poate tot în acest loc unde sunt la moment, pentru că este o locație foarte bună, cu foarte mare potențial și poate de investit. Da, apropo, pentru noi cei care nu am ajuns în Islanda, în cazul în care am dorit să călătorim în țara insulară, care ar fi locurile turistice pe care ar trebui să le vizităm? Aș fi zis vulcanul, dar din păcate a erupt vreo 2 săptămâni și acum iarăși s-a liniștit. Cel mai vizitat este clar Laguna Albastră, Geyser. Apropo, eu sunt la câțiva kilometri de Geyser. Goodfoss, o cascadă care nu, iarăși nu este departe de Geyser. Și cel mai vizitat este Cercul de Aur, de fapt, aici unde m-a aflit. Da, dacă e să vorbim din punct de vedere financiar, sigur, aici e de la caz la caz și contează foarte mult cât cheltui sau unde îți place să noptezi, pentru că și hotelurile îmi dau seama că au prețuri diferite. Dar pentru un turist, nu știu, cu o sumă medie, ce bani ar trebui să aibă la el pentru a ajunge în Islanda și pentru a sta, să presupunem, 10 zile? Aproximativ. Pentru o singură persoană? Da. Ca să trăiești foarte... De exemplu, să-ți iei un camper van, o rulotă în care să dormi în ea și să călătorești, tot e foarte scump. Deci prețurile au explodat acum după COVID. Chiar și eu sunt surprinsă în fiecare zi de prețurile pe care le văd. Dar poate vreo
3-4 mii de euro dacă te, îți iei o rulotă pe vreo săptămână, ai grijă unde mănânci, mai faci singur mâncare. Noi vorbim de 3-4 mii de euro. Vorbim de 3-4 mii de euro dacă ești pe minim, da? Cred cu biletul. Da, da, dar trăiești cam pe... Nu, poate îți permiți vreun restaurant, dar iarăși cu biletul plus, rulota, chiria rulotei poate să coste vreo 1.500 sau, da, cam așa. Iarăși, benzina și combustibilul în genere în Islanda costă scump, nu e doar în Moldova problema aceasta. Și dacă ai cortul la tine, sunt zone în care ai putea să-ți instalezi cortul? Oricum trebuie să închirieze o mașină în Islanda. Și mașinile să le închiriez totuși, tot e foarte scump. În cele din urmă poate găsești o bicicletă, cine știe. Poate ai o rudă plecată de foarte mult timp acolo și poate au ei deja o mașină pregătită. Sunt foarte mulți bicicliști. Acum am văzut vara aceasta. E foarte popular deja să vii cu bicicleta în Islanda. Dacă ești împăcat bine cu timpul și... îți asum că poți să fie și ploi abundente sau, nu știu, vânturi sau astea. Atunci e perfectă călătoria. Până la urmă îți asumi, ești conștient că mergi într-o țară nordică în care ai putea să ai parte și de precipitații, toată lumea este conștientă și de prețul la tot ce înseamnă consumabile din Islanda și atunci trebuie să se asumi atunci când mergi într-o călătorie. Marcel, îți mulțumim mult că te-ai trezit atât de dimineață, repet pentru cei de acasă, este puțin peste ora 5 în aceste momente în Islanda, foarte devreme, ți-ți dorim mult succes în continuare în afacerea pe care ai lansat-o și așteptăm cu mare drag și alte informații și știri din partea ta pentru a ști cum evoluează această afacere. Mulțumesc frumos, o zi cât mai frumoasă și mulțumesc că ați fost cumva interesați de ceea ce fac. Multă baftă în continuare.